Salutare aventurierilor! Suntem din nou pe baltă. Astăzi vom încerca o nouă baltă sălbatică. Nu am mai pescuit pe această ostă balastieră. Am auzit că ar fi și ceva pește de talie mai mare. Astăzi am venit să mă conving. Strategia deja am făcut-o în minte, da? Voi încerca în această zonă să duc cât mai multă nadă. Aici undeva avem un stuf. Vom încerca toată porțiunea asta. Lansetele vor fi undeva mai în față, câțiva metri în fața malului de vis-a-vis. Iar spodul îl voi arunca în această zonă, pe lângă stuf, la ceva montură de pește mai mare. Vom lăsa acolo până la sfârșitul partidei. Întotdeauna nu știm ce surpriză ne va rezerva balta. Avem și feeder-ul cu noi, îl vom arunca undeva în față, să vedem dacă este și ceva caras mai răsărit. Acestea fiind spuse, ne vom apuca de treabă. Avem o grămadă, știți cum este. Sunt foarte multe de aruncat, de nădit. Nu o să fie o partidă de pescuit foarte lungă, o să fie undeva la, nici nu știu cât să zic, nici măcar 12 ore. Dar suntem încrezători. Este o zi în cursul săptămânii, sperăm să nu vină foarte multă lume pe baltă. Noi vom pescui ca la carte și vom spera. Ca orice pescar vom spera la captura cea mare. Haide să vedem ce iese. A venit și coletul mult așteptat, așa cum v-am promis. Am achiziționat o superbă lansetă de spod. Avem un spod de 360 de 5 lbs de la Prologic. Este lanseta ce ne va nădi nouă partidele începând de astăzi. Are niște detalii și niște finisaje foarte interesante. Da? Este o lansetă nu foarte grea, dar foarte rezistentă. Avem un custom black spod de la Prologic. Ne va încânta partidele. Niște detalii interesante marcate pe blancul lansetei. Avem configurație de inele, inelul de plecare de 50 de mm, cer de vârf de 16. Ne va ajuta să ducem racheta de nădire cât mai departe. Voi reveni cu detalii. Haideți să vă prezint și mulineta pe care o voi atașa acestui băț. Aici avem mulineta. Așa cum deja știți, eu sunt un fan foarte mare Okuma. Am ales pentru spod un Powerliner Pro de 8000. Întâi să vă explic de ce am făcut această alegere. Este o mulinetă interesantă care mi asigură o lansare la distanță. Are un tambur long cast de 30 de mm. Avem un tambur de rezervă de grafit. Iar în pachet avem acest mic tractor.
arată într-un mare fel, funcționează într-un mare fel. Am considerat că ar face o pereche foarte bună cu spodul acesta de la Prologic, cu Stone Black. Totul va arăta foarte bine și va funcționa așa cum trebuie. Ca și detalii, are un gear ratio de 4.5:1, o frână, ei spun că nu are frână rapidă, dar este destul de rapidă la o cursă de fluturaș. Frâna se întărește și se slăbește. Ca și încărcătură a firului, avem un 0.33 la 440 de metri, un 0.35 385 de metri, un 0.38 320 de metri. Are o frână max drag până la 16 kg. Este suficientă pentru a scoate pește, orice pește din apele noastre. Are 5 rulmenți. Mâner solid de aliaj. Ce mi-aș fi dorit, un pick-up mai gros, dar este suficient pentru banii plătiți. Altceva mai bun nu cred că aș fi găsit. Ca și fir principal am ales un monofilament la Carp Expert, un galben fluo 040. De ce am ales acest fir? Deoarece nu voi avea nevoie să lansez la foarte, foarte mari distanțe. Locurile unde merg eu sunt pline de agățătură. Iar firul principal voi putea folosi și la pescuit în agățătură, a pescuit pe Dunăre. Am fost foarte încântat de acest fir până acum. Ca și înaintaș, vom folosi un textil de la Hakuyo de 0.35. La fel, un fir rezistent, fără pretenții, care își face treaba cu brio.
foarte important este faptul că avem un clips metalic pe mulinetă. În acest fel vom fi siguri că vom nădi întotdeauna în aceeași zonă.